Sunt foarte multe lucruri discutate și disputate între oameni care au păreri diferite despre ceea ce s-a întâmplat într-un eveniment, ceea ce ar putea să se întâmple la un moment dat. Chiar dacă în creștinism, cartea de căpătâi este Biblia, există înțelegeri destul de controversate. Chiar dacă creștinii citesc din aceeași carte, datorită interpretării diferite, în care interpretarea ar putea să aibă o influență și gnosticismul, misticismul, la un moment dat, citind același pasaj despre un anumit eveniment, creștinii pot să aibă înțelegeri total diferite, înțelegeri greșite sau, rămânând la principiul de înțelegere și de interpretare pe care Biblia îl propune, adică Biblia se explică doar prin ea însăși, unii creștini merg și păstrează, realizând în viața lor, trăirea unei perspective biblice. Este foarte important ce perspectivă alegem, mai ales în domeniul cunoașterii lui Dumnezeu, în domeniul teologiei. Nu există nimic mai garantat, nimic mai sigur și nimic mai adevărat decât descrierea pe care Biblia o prezintă cu privire la evenimente, cu privire la stări, cu privire la tot ceea ce înseamnă Dumnezeu. Atât cât oamenii au putut să înțeleagă, Dumnezeu le-a descoperit oamenilor prin cuvântul scris. În consecință, astăzi vom aborda perspectiva biblică cu privire la ceea ce se întâmplă cu omul. Starea omului, nu în moarte, ci starea omului în viață. În mod ciudat, se pare că oamenii sunt mai interesați despre starea omului după ce moare, decât ceea ce ar trebui să însemne căutarea și realizarea perspectivei câtă vreme trăiește omul. Textul de memorat pentru studiul acesta este în epistola pe care Pavel o scrie către tesaloniceni. Tesalonicenii sunt creștini în biserica de curând înființată din Tesalonic. În capitolul 5, cu versetul 23, în prima epistolă, Apostolul Pavel le scrie: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Versetul acesta, dacă ar fi fost doar el singur, era un subiect inepuizabil cu privire la perspectiva biblică în ceea ce înseamnă omul. În primul rând, omul are nevoie de o transformare, de o schimbare radicală față de modul în care se naște. De pildă, Biblia spune că omul se naște în păcat. Dar omul nu poate să rămână în păcat decât dacă dorește să piară pentru totdeauna în veșnicie. Ca urmare, toți cei care doresc o schimbare, schimbarea pe care Biblia o numește sfințire, a fi sfânt înseamnă a fi schimbat, a fi altfel de cum te-ai născut. Nu poate omul să se schimbe singur. Nu poate omul să se sfințească niciodată. Nu are resursa necesară. Dumnezeu este cel care poate să sfințească. Și el însuși trebuie să aibă posibilitatea aceasta pentru fiecare om. Dar sfințirea pe care Dumnezeu o dă nu este doar la nivelul Duhului, Sufletului, acestea însemnând mintea noastră și sentimentele noastre. Duhul este sediul minții. Sufletul este sediul sentimentelor. Biblia vorbește în mod foarte clar de această distinție.
Duhul, sufletul. Sufletul nu este ceea ce se interpretează că iese la moarte unui om și se duce undeva trăind și așteptând reîncarnarea, ci în Biblie, înțelegerea pe care Biblia o dă este aceasta. Duhul reprezintă mintea, sediul gândurilor, ceea ce generează gândurile, iar sufletul este centrul sentimentelor. Iar trupul este ceea ce se vede, este locul în care, împreună cu Duhul și sufletul, formează ființa în întregime. Ei bine, textul acesta ne atrage atenția că Dumnezeu este singurul care sfințește, cel care transformă pe deplin aceste trei componente ale ființei umane. Mai mult decât atât, Apostol Pavel ne subliniază faptul că acestea, și Duhul, și sufletul, și trupul, trebuie să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Păzite întregi înseamnă că în ansamblu, toate trei la oaltă. Întregimea celor trei componente reprezintă, de fapt, ființa. Și, ca urmare, într-o paranteză doar amintesc, dacă ele trebuie să fie păzite întregi, aceasta înseamnă că ele trebuie să funcționeze împreună și nu separat. Ceea ce sugerează că Duhul sau sufletul n-ar putea să existe fără trup, pentru că n-ar fi întreg. Ca urmare, viața după moarte nu poate să existe, pentru că ea trebuie să fie întreagă, adică împreună cu gândul, împreună cu sentimentul, împreună cu trupul, ca să poată să exercite ceea ce Dumnezeu a avut în vedere când a creat pe om. Aceasta este perspectiva biblică în ceea ce înseamnă starea omului în viață. Scopul pe care ne-l sugerează versetul acesta, că îl are Dumnezeu pentru creerea omului, ar putea să fie sfințirea, adică transformarea, în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus, în vederea revenirii Domnului Iisus. Cu privire la acest lucru, cu privire la această perspectivă, cartea Apocalipsa vorbește despre două mari forme de globalizare care se vor manifesta înainte de a doua venire a lui Iisus. Capitolul 13 din Apocalipsa descrie globalizarea ereziei când tot pământul se va mira și va merge după fiara care iese din mare. Globalizarea înseamnă apartenența întregii lumi la o singură idee, la o singură dimensiune a înțelegerii. La urmare, Apocalipsa atrage atenția că va fi un eveniment care va atrage atenția întregii lumi, fiara care iese din mare, care va fi acceptată, urmată și închinată sau va primi închinarea întregii lumi. În versetul 14 din Apocalipsa se subliniază globalizarea adevărului, adică Evanghelia veșnică va fi predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Deja vedem două elemente paralele care se vor suprapune. Ele vor funcționa în același timp. Adică, în timp ce fiara ieșită din mare, reprezentând o instituție religioasă, va câștiga atenția și închinarea întregei lumi, în paralel cu aceasta, Evanghelia, așa cum spunea Domnul Iisus, va fi propovăduită întregii lumi, oricărui neam, oricărei limbi, oricărui popor, oricărei ființe. Și, în consecință, cele două prezentări la nivel global oferă posibilitatea oricărui om să facă o alegere. Aparține alegerea ta globalizării ereziei sau aparține decizia ta celor care fac parte din
acceptarea adevărului pe care Sfânta Scriptură îl susține de mii de ani. În acele vremuri grele, și Biblia vorbește despre vremuri grele ca fiind vremurile din urmă, vremea din urmă, în timpul din urmă, vor fi vremuri grele, spune Sfânta Scriptură. De aceea vor veni foarte multe învățături care vor sufla, adică care vor fi prezentate urechilor oamenilor. Și, fiind atât de multe învățături, unii oameni vor fi confuzi, vor fi foarte derutați, unii nu vor înțelege sau unii vor fi dezinteresați de adevăr, în așa fel încât unii oameni își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Adevărul este globalizarea pe baza Bibliei, care adevăr este de la începutul acestei luni, exprimat într-un mod real și vizibil prin viața Domnului Iisus. Iar unii oameni îi vor întoarce urechea de la acest adevăr și vor căuta istorisiri închipuite, cu siguranță despre Dumnezeu. Ca să facem lucrul acesta, noi trebuie să avem o perioadă de dezvoltare, pentru că transformarea pe care o numim naștere din nou trebuie să se dezvolte. Ca urmare, avem în față, în Sfânta Scriptură, modelul Domnului Iisus. Sunt patru dimensiuni pe care Biblia le consemnează cu privire la creșterea Domnului Iisus. Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Care sunt cele patru dimensiuni? Înțelepciunea, statura, plăcerea ca urmare a ascultării de Dumnezeu și plăcerea de către oameni. Iisus a fost omul perfect. Creșterea sa a inclus toate dimensiunile de bază ale existenței umane. Dacă ar fi să ne uităm la acest tabel, înțelepciune, statură, plăcere față de Dumnezeu și plăcere față de oameni, care vi s-ar părea mai dificil? Despre Domnul Iisus se spune că Domnul Iisus a fost perfecțiunea la care trebuie să privim și pe care trebuie să o atingem. Cum? În aceleași condiții pe care Biblia le prezintă că le-a folosit și le-a avut Domnul Iisus. Despre Domnul Iisus citim o descriere extrem de interesantă și frumoasă, chiar de dorit să se poată spune la un moment dat și despre noi același lucru. Mintea sa era activă și pătrunzătoare, cu o gândire și o înțelepciune ce îi depășeau vârsta. Pe lângă acestea, caracterul Domnului Iisus era armonios. Puterele minții și ale corpului se dezvoltau treptat, urmând legile naturale ale copilăriei. De mic, Iisus a dat dovadă de o drăgălășenie deosebită în purtare. Mâinile sale binevoitoare erau totdeauna gata să-i ajute pe alții. El avea o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura. O onestitate care niciodată nu sacrifica integritatea. Deși era neclintit ca o stâncă în privința principiilor, viața lui dovedea gingășia amabilității neegoiste. Poate că ar fi frumos dacă ne-am notat aceste caracteristici inspirate cu privire la Domnul Iisus și dacă ne-am uita aici, ce s-ar potrivi și în dreptul nostru? În ce ar consta dificultatea pe care, dacă privim o caracteristică, ne gândim că niciodată nu vom ajunge? Garanția pe care El ne-a promis-o că se poate împlini în viața noastră este condiția de a merge pe aceleași coordonate pe care El a mers, adică depinzând în totalitate și permanent de către Tatăl.
Și acest lucru se întâmpla sub călăuzirea Duhului Sfânt. Putem să implementăm și noi astăzi trei aspecte ale lucrării pe care Domnul Iisus le-a avut întotdeauna. Pentru Domnul Iisus erau trei domenii pe care le urmărea și pe care le-a împlinit cu adevărat. Învățarea, predicarea și vindecarea. În Evanghelia după Matei spune că Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției, adică predica, și tămânduind orice boală și orice neputință care era în norod. Cu privire la acest aspect, eu cred că aceste elemente care descriu viața și misiunea Domnului Iisus sunt elementele care ne așteaptă și pe noi. Da, fără nicio exagerare, eu cred că ceea ce Biblia spune că s-a întâmplat cu Domnul Iisus în ultima vreme pe care Dumnezeu o va păstra pe pământul acesta prin plinătatea Duhului Sfânt, mulți dintre noi vom străbate localități, vom învăța pe oameni în bisericile lor, în locuințele lor, îi vom învăța principiile adevărului, le vom deschide Biblia și vom vorbi despre revenirea Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt vom tămădui, vom vindeca boli și neputințe pe care le vom întâlni în oamenii care dorească să-L primească pe Domnul Iisus. Eu cred din toată inima că aceasta este perspectiva celor care vor fi sigilați și care îl vor întâmpina pe Domnul Iisus la revenirea sa. Dacă recunoaștem că omul este o ființă complexă și indivizibilă, adică neseparată, atunci nu ne putem limita religia la aspectele spirituale. Adevărul ne cuprinde, de fapt, întreaga ființă, acoperă toată durata vieții și înglobează toate dimensiunile existenței noastre. Aspectele noastre fizice și spirituale sunt atât de bine integrate încât, efectiv, nu pot fi separate. Deși, ca ființe căzute, nu vom putea niciodată egala descrierea lui Iisus de mai sus, prin harul lui Dumnezeu noi trebuie să-L imităm, fiindcă lucrarea sa de răscumpărare este aceea de a reface în om chipul făcătorului său, de a reduce acest chip la starea de perfecțiune cu care a fost creat și de a promova dezvoltarea corpului, a minții și a sufletului. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu caută să o facă în viața poporului său, ca parte a procesului de pregătire pentru întoarcerea lui Iisus. Când ne comparăm cu Domnul, sigur că ne putem descuraja destul de ușor. Dar dacă ne fixăm privirea asupra jertfei lui Hristos, vom putea evita dezamăgirea din cauza comparației între ceea ce vedem în noi și ceea ce vedem la Iisus. Cu alte cuvinte, dacă noi dorim să ne asemănăm cu El, nu trebuie să privim la noi și nu trebuie să ne perfecționăm cu ceva, să exersăm, să învățăm, ci trebuie doar să rămânem în Mântuitorul nostru. Și El ne-a făgăduit că rămânând în El, într-o legătură strânsă sub conducerea Duhului Sfânt, tot ceea ce El a manifestat, la scară potrivită cu fiecare dintre noi, vom împlini aceleași lucruri. Aceasta înseamnă mai întâi că trebuie să accepteze că trupul nostru, așa cum este el, mai slăbit, mai neputincios, poate mai bolnav, poate puțin deformat, trupul trebuie să îl lăsăm pe Duhul Sfânt să îl pregătească să devină un templu. Ce este un templu? Este un loc sfânt. În urmare, cu privire la sfințenie, există diferite teorii care nu au legătură cu Sfânta Scriptură. Teoria dualistă despre un trup muritor
și un suflet nemuritor, a dat naștere la diferite teorii cu privire la corpul uman. Pentru filozofii greci antici, corpul uman era o închisoare a sufletului care se elibera la moarte. Ca un ecou al acestui concept păgân, astăzi mulți creștini cred că trupul este locuința temporară a sufletului nemuritor care se va reuni cu trupul la înviere. Aceasta ne spune, de fapt, că învățătura cu privire la nemurirea sufletului este de origine păgână, de la greci, iar grecii antici au fost păgâni. Credeau în zei, se închinau zeilor, n-aveau nicio legătură cu Dumnezeu. Cum a pătruns ideea păgână în creștinism? Este, înțeles, oamenii mistici au amestecat învățătura biblică cu ceea ce le convenea lor. Și-au luat de la învățătura păgână a grecilor antici. O altă teorie destul de practică și destul de des întâlnită astăzi o reprezintă panteismul. Panteismul crede că Dumnezeu și Universul sunt un același lucru. Adică tot ceea ce este în jurul nostru este al lui Dumnezeu și îl reprezintă pe Dumnezeu. Ca urmare, corpul uman este parte din substanța divină unică, integrală și universală. Adică planta este Dumnezeu, animalele reprezintă dumnezeirea și dacă peștii și păsările și animalele și plantele sunt scânteii ale Dumnezeului, cu siguranță că și omul, de ce n-ar fi și el? Aceasta susține ideea că suntem Dumnezei și pentru că suntem Dumnezei, nu putem muri. Pentru că toate aceste teorii se învârt în jurul aceleiași idei. Sufletul nemuritor. Fiind înconjurați de teorii contradictorii pe această temă, noi trebuie să rămânem neclintiți la ceea ce Biblia susține despre natura omului. Și pentru că vorbim despre trupul ca un templu, ce schimbări pozitive adoptăm în stilul de viață atunci când înțelegem că trupul nostru este al lui Dumnezeu, îi aparține lui și este templul Duhului Sfânt. Foarte frumoasă exprimarea pe care Apostolul Pavel o face în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și nu știți că voi nu sunteți ai voștri? Deci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Merită să ne oprim, poate chiar în seara aceasta, după ce terminăm, să dezvoltăm cumva această idee și să vedem dacă o credem sau nu. Chiar crezi că tu ești templul Duhului Sfânt? Chiar ai înțeles că tu nu ești al tău, că nu-ți aparții, nu ești stăpânul ființei tale? Aceasta înseamnă că nu poți să zici, fac ce vreau cu trupul meu, mănânc ce vreau, ce treabă are cineva, beau ce-mi place, pe cine interesează ce beau și ce nu beau. Dacă noi credem în Biblie, aceasta înseamnă că trupul nostru, datorită nașterii din nou, numai în condițiile nașterii din nou, trupul nostru devine un templu în care Duhul Sfânt dorește să locuiască. Iar prin moartea Domnului Iisus, care a murit în locul nostru, pentru ca noi să nu mai murim, El a plătit în locul nostru, noi nu mai suntem stăpânii noștri, ci am devenit posesiuni pe care Dumnezeu le are. Ce frumos rostește Biblia la întâlnirea între Dumnezeu și Satana exprimată în cartea lui Iov. L-ai văzut pe robul meu Iov? Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, uite, am pe pământ pe cineva
care se consideră că este al meu. Și pentru că se consideră că este al meu, pentru că Iov zice la un moment dat, știu că răscumpărătorul meu, adică cel care a plătit pentru mine și m-a răscumpărat. Și dacă cineva a plătit pentru mine, atunci el este stăpânul. Eu nu mai sunt al meu, pentru că sunt al altcuiva care m-a cumpărat. Ca urmare, Apostolul Pavel spune, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Cum pot să-L proslăvesc? Și vine 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că putem să ne gândim. Sănătatea fizică este o datorie religioasă? Adică dacă fac ceva care mă îmbolnăvește, este în regulă? Dacă sunt neglijent cu trupul meu, dacă mănânc ceea ce Dumnezeu spune să nu mănânc, dacă beau ceea ce Dumnezeu spune să nu beau, iar trupul în care se duce mâncarea și băutura nu mai sunt ale mele. Poți să te duci în casa unui prieten al tău sau unui vecin și să duci acolo lucruri despre care știi că lui nu-i plac? Nu. Pentru că nu este corect. În același fel, nimeni nu poate cu ceea ce este al lui Dumnezeu să așeze ceea ce știe că lui Dumnezeu nu-i place. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva cu trupul vostru, trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Știm că Adam și Eva au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lucru care se reflecta nu doar în caracterul lor, ci și în aspectul lor fizic. Acel chip a fost pătat însă și chiar ascuns de prezența păcatului. Însă lucrarea de răscumpărare înseamnă readucerea oamenilor la starea lor inițială, inclusiv la starea sănătății, în măsura în care este posibil pentru niște ființe fără acces la pomul vieții. Această restaurare completă se va încheia doar la venirea Domnului Iisus, când trupul acesta, care este supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Și când trupul muritor se va îmbrăca în nemurire. Apostolul Ioan scria prietenului său Gaius, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Ar trebui să fim călăuziți de principiul inspirat. Fie mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu uităm însă că noi trăim totuși într-o lume în care oamenii buni, orice ar face, ar putea să sufere. Să sufere nu din cauza că Dumnezeu îi neglijează, ci să sufere datorită consecinței unei naturi umane păcătoase și consecinței mediului păcătos. Poate o transmitere genetică, poate în perioada sarcinii să fi lipsit ceva din ceea ce însemna completarea întregii ființe, noi trebuie să nu totuși că trăim într-un pământ blestemat. Și pe pământul blestemat, lucrurile nu sunt întotdeauna drepte. Până când Dumnezeu va schimba nedreptatea pe care o vedem de multe ori, pe care o suferim, și de care nu putem să scăpăm decât cu speranța că Dumnezeu într-o zi ne va face dreptate și ne va răscumpăra prin sângele Său, oferindu-ne nu 70-90 de ani de suferințe, de chinuri, ci ne va veșnicia împreună cu El. În felul acesta, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu și trebuie să facem tot posibilul ca să ascultăm de El. Iar rezultatele? Rezultatele ascultării, chiar dacă în aparență nu le vedem și nu vin în viața noastră, trebuie să fim siguri că Dumnezeu
nu pierde din vedere ascultarea noastră de El și încrederea noastră în jertfa sa. Nu același lucru s-a întâmplat cu Iov? Nu a suferit Iov, deși nu găsea nicio explicație pentru Iov? Recompensa pe care Dumnezeu i-a dat-o a fost dublă. Prin vindecarea lui, refacerea vieții, s-a bucurat pe pământul acesta mai mult decât se gândea. Deși el aștepta doar perspectiva vieții veșnice, Dumnezeu i-a dat și pe pământul acesta mai mult decât avea înainte și mai mult decât pierduse, datorită faptului că a fost ascultător. O dimensiune deosebit de interesantă pentru cel care este credincios este gândul. Noi suntem ceea ce gândim. Unii oameni cred că omul se poate schimba dacă schimbă mediul. Așa se explică faptul că unii justifică ceea ce sunt cu ceea ce s-a întâmplat. Dacă nu au avut părinți care să-i educe, ei justifică răutatea lor, incompetența lor, datorită lipsei educației. Dacă noi credem că mediul ar putea să ne transforme, lucrurile sunt destul de greu de înțeles. Pentru că noi ne gândim la transformări totale, dacă vreți, până la destin. Însă, noi credem că schimbarea nu o face mediul, ci schimbarea profundă, reală, numită naștere din nou, o face doar Duhul Sfânt. Este adevărat că sunt locuri și sunt împrejurări care ne pot face mai vulnerabili în fața ispitei, mai ales pentru cei care au experimentat înainte acele ispite. Însă nu suntem vulnerabili doar pentru că a venit ispita, ci noi ascultăm de ispită nu pentru că sunt condițiile de așa natură, ci pentru că ne place. Problema noastră cu ispita și păcatul poate fi rezolvată doar prin transformarea inimii. Hristos a atins miezul problemei când a afirmat dinăuntru, din inimă, din inima omului ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Aceasta înseamnă că pentru schimbarea comportamentului, mintea trebuie să fie schimbată, nu mediul. Uneori nici locul de muncă, alteori da. Când locul de muncă te face să calci principiile lui Dumnezeu, trebuie să-l schimbi. Dar ce înseamnă să ai gândul lui Hristos? Ne explică sau ne dă răspuns Biblia prin câteva pasaje. 1 Corinteni 2 cu 16. Cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Ce este gândul lui Hristos? Psalmul 24 ne spune: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Și vine răspunsul: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele. Ce înseamnă să ai gândul lui Hristos? Înseamnă să-ți păstrezi mâinile nevinovate, să-ți păstrezi inima curată. Am spus că inima este sediul sentimentelor. Cel ce nu-și dă sufletul la minciună și nu jură să înșele. Minciuna, înainte de a fi rostită pe buze, este creată, este generată la nivelul minții. Apostolul Pavel, în Roman 12, ne sugerează să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați
prin înnoirea minții voastre. Prefacerea nu înseamnă falsitate și minciună. Să vă prefaceți aici înseamnă să vă transformați, să vă schimbați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Aceasta ne spune că avea gândul lui Hristos înseamnă să poți să înțelegi voia lui Dumnezeu. Și cum poți să înțelegi voia lui Dumnezeu decât cunoscându-L? Călăuzirea Duhului Sfânt ne ajută să facem diferența foarte clară și categorică între ceea ce este plăcerea noastră și glasul plăcerii noastre și ceea ce este dorința lui Dumnezeu și glasul chemării lui Dumnezeu. Uneori sunt mulți oameni care consideră că Dumnezeu le spune, că Dumnezeu îi cheamă, că Dumnezeu îi trimite. Uneori s-ar putea întâmpla ca ceea ce crezi că este Dumnezeu să fie propria ta dorință. Gândiți-vă cu privire la lucrul acesta, la Balaam. Pentru că în prima noapte Dumnezeu a venit la Balaam și a spus să nu te duci cu oamenii aceștia. Dar insistența lui era așa de mare, încât următoarea noapte, la următoarea solie care îl chema, oferindu-i mai multe avantaje, Balaam și-a creat un Dumnezeu după chipul și asemănarea lui. Și Dumnezeul acela creat de Balaam i-ar fi spus, du-te, dar mai târziu s-a dovedit că Dumnezeu a stat împotriva lui. Este un conflict în a înțelege că Dumnezeu a doua oară i-a spus, du-te, și peste câtva timp i-a ieșit înainte cu sabia scoasă printr-un înger să-l omoare. Dumnezeu nu se poate contrazice, Dumnezeu nu spune du-te și apoi să te întrebe de ce te-ai dus. Din noastră este transformată prin Duhul Sfânt. Atunci putem să deosebim bine voia Domnului. Ca urmare, orice om născut din nou are gânduri noi, are sentimente noi. Și din cauza aceasta, el nu stă în confuzie. El știe ceea ce Dumnezeu îi spune și acceptă chiar dacă lui nu-i place ceea ce Dumnezeu îi cere. Către Filipeni, Apostolul Pavel scria, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Toate aceste lucruri, ce este adevărat, ce este vrednic de cinste, ce este drept, ce este curat, ce este vrednic de iubit, totul este generat la nivelul minții. La nivelul minții se stabilește ce poți să iubești și ce poți să nu iubești. La nivelul minții descoperi ceea ce este adevărat, ceea ce este curat sau ceea ce este neadevărat și este murdar. Mintea este centrul care, în măsura în care este condus de către Duhul Sfânt, poate să te dirigeze într-un mod asemănător să trăiești o viață la fel ca Domnul Iisus. De aceea Pavel reia ideea și încurajează pe oameni, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la lucrurile de jos. Da. Dumnezeu a promis că în cadrul legământului nou, făcut prin botez, pentru omul născut din apă și din Duh, Domnul Iisus a spus că va pune legea în mintea oamenilor și le va scrie pe inima lor. Adică nu doar cu gândul să te gândești la Dumnezeu, iar cu inima să-ți dorești păcatul. Dacă este gândul îndreptat spre cer, dacă este gândul înălțat în sus la Domnul, atunci și sentimentul va trebui să aibă rezonanță în aceeași dimensiune cu relația gândului. Nu este de mirare că în predica de pe muntele fericirilor, Domnul Iisus a extins și a adâncit semnificația poruncilor lui Dumnezeu până la nivelul gândurilor și intențiilor. În Matei 5, cu versetul 21, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Oricine va cădea sub pedeapsa judecății.
Dar eu vă spun, zicea Domnul Iisus, oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Trebuie să fac sublinierea cu privire la faptul că nu cuvântul prostule este cel dăunător, ci comportamentul. Faptul că te gândești când privești la un om că poți să-l prostești, faptul că te gândești că omul la care îi privești nu judecă corect și ai putea să profiți de el sau să-l jignești îndepărtându-l. Aceasta, judecata de la nivelul minții cu privire la omul respectiv, este dăunătoare. Și datorită acestei judecăți, la nivelul gândului tău, va cădea pedeapsa focului ghienei. Așadar, putem birui ispita doar prin harul transformator al lui Dumnezeu. La nivelul gândurilor și al intențiilor, ar trebui să cerem împlinirea acestei făgăduințe, pentru ca gândurile păcătoase să fie oprite. Cât de frumos era făgăduința pe care Dumnezeu o dă în Vechiul Testament profetului Ezechiel. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou și statornic. Aceasta este făgăduința pe care Dumnezeu a dat-o. Aceasta înseamnă că pot gândurile noastre păcătoase să fie oprite, să fie eliminate, să fie schimbate. E adevărat însă că oricât de credincioși suntem în această viață, noi nu vom putea atinge niciodată o stare total lipsită de păcat, pentru că păcatul se ține de noi. Dacă suntem însă în Hristos, noi suntem pe deplin acoperiți de neprihănirea sa. Așa se întâmplă că atunci când un credincios poate muri și nu a ajuns la desăvârșire, el totuși poate să fie mântuit datorită harului care acoperă și care completează nedesăvârșirea lui, dar cu o condiție: să fie în direcția ascultării de Dumnezeu. Așa cum Pavel spunea: eu n-am ajuns încă desăvârșit, dar mă lupt, mă țin, rămân lângă Domnul. În felul acesta, noi suntem acoperiți pe deplin de neprihănirea lui Hristos. Printr-o predare zilnică, printr-o moarte zilnică față de sine, față de plăcerea firească, printr-un efort zilnic hotărât de a ne supune lui Isus, noi putem să avem în viața aceasta acest gen de transformare. Când suntem uniți cu Hristos, atunci avem gândul lui Hristos. Curăția și dragostea strălucesc în caracter. Blândețea și adevărul conduc viața. Hristos, care locuiește în suflet, exercită o putere de schimbare, iar aspectul exterior dovedește că în interior domnesc pacea și bucuria. Cum ar fi viața ta dacă ai putea opri gândurile păcătoase? Cât de diferit ai trăi? Există vreo cale sigură prin care poți să-ți oprești gândurile? Pentru că datorită lor, uneori, omul este atât de prăbușit, datorită gândurilor, nu datorită lucrurilor. Se poate schimba vreodată atitudinea aceasta a gândurilor care te influențează negativ? Răspunsul este da. Cum? Prin îndrumarea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este agentul puternic al lui Dumnezeu, care toarnă dragostea Tatălui în inima noastră. Duhul Sfânt ne conduce la o adevărată experiență salvatoare. Ne ghidează spre tot adevărul. Ne dă putere de a împlini misiunea Evangheliei. Fiindcă Duhul Sfânt este cel care contracarează acțiunea de degradare a lui Satana, nu este de mirare că Satana încearcă prin toate mijloacele să distorsioneze înțelegerea noastră cu privire la natura și la lucrarea Duhului Sfânt. Știți, unii oameni îi neagă personalitatea. Sunt mulți creștini care spun că Duhul Sfânt nu este persoană, că este un abur, că este o putere, că este o forță, că este oameni creștini cu Biblia în mână
neagă faptul că Duhul Sfânt este a treia persoană a Dumnezeirii. Alții accentuează darurile Duhului în detrimentul puterii sale transformatoare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă, spun unii, dacă nu vorbești în limbi, n-ai primit Duhul Sfânt. Și auzi oameni bolborosind, dar care trăiesc în același mod păcătos, așa cum au făcut-o din totdeauna. Darurile Duhului Sfânt nu vor veni niciodată în viața unui om care nu este născut din nou. Vor veni niște daruri false de la Duh fals. Și starea acestui om, care crede că face o slujbă lui Dumnezeu, având darul vorbirii în limbi, bolborosind în rugăciune, starea acestui om este jalnică, este greu de schimbat. Simon, un fost vrăjitor, dorea să primească darurile Duhului Sfânt fără să fie reînnoit de Duhul lui Dumnezeu. Se manifestă și astăzi, în zilele noastre, aceeași atitudine. Apostolul Pavel spune că lucrul acesta nu e posibil. Copiii lui Dumnezeu sunt aceia care sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, călăuzirea Duhului Sfânt nu este spre a te umple de daruri și mai ales darurile acestea vizibile care îți atrag imaginea de profet sau de binefăcător sau de vindecător. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dar cei care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și au duhurile propriei firi, Duhul de răzbunare, Duhul de ceartă, Duhul de necredință, aceștia sunt fiii lui Dumnezeu? Biblia spune nu. Cei călăuziți de Duhul Sfânt, aceia sunt fiii lui Dumnezeu. Pentru că cei ce sunt călăuziți de Duhul Sfânt sunt călăuziți în tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Când va veni Duhul adevărului, a spus Domnul Iisus, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, vă va descoperi toate lucrurile viitoare. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt îți spune ceea ce trebuie să crezi atunci când asculți o predică. Duhul Sfânt îți spune ceea ce trebuie să faci atunci când citești în Biblie despre ceea ce a făcut Domnul Iisus cu privire la închinare, cu privire la atitudinea Lui față de Dumnezeu, cu privire la participarea la biserică, cu privire la păzirea unei zile, cu privire la minciună, cu privire la ură, cu privire la răzbunare. Duhul Sfânt este Cel care te va conduce în tot adevărul. Nu omul, nu pastorul, nici preotul, nici aproapele tău. Nu, ci Duhul Sfânt a inspirat pe oameni să scrie. Și ceea ce este scris în Sfânta Scriptură reprezintă tot adevărul. Pentru că Domnul Iisus a zis, o iotă, o frântură, un cuvânt. Am venit pe oricare să-L împlinesc. Niciun cuvânt nu voi desfința din Sfânta Scriptură. Vorbim aici despre nașterea din nou, vorbim aici despre Duhul Sfânt, vorbim aici despre gândul care era în Hristos Iisus, din perspectiva biblică. Ce frumos se roagă Domnul Iisus în Ioan 17, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul, nu interpretările, ci ceea ce este scris de către Duhul Sfânt care a inspirat pe oameni. Iisus a rostit o avertizare în termeni foarte clari. Matei capitolul 7 cu versetul 21 la 23 este un tablou pe care trebuie să nu-l pierdem niciodată din vedere. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău
Și n-am făcut noi multe minuni în numele tău? Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Observați, oamenii aceștia spun: Doamne, Doamne. Oamenii aceștia fac lucrări. Lucrări care seamănă cu lucrarea Domnului Iisus, dar care sunt făcute sub influența altui duh. Se poate să aibă alte duhuri, aceeași putere pe care Duhul Sfânt a avut-o și a manifestat-o prin Domnul Iisus și prin ucenici? Textul acesta ne spune da. De aceea, nu minunile sunt dovezi ale faptului că Duhul Sfânt te conduce, ci dovada că Duhul Sfânt te conduce este asemănarea ta cu Domnul Iisus. Este schimbarea vieții tale să devină asemănătoare cu cea a Domnului Iisus. Dacă vrei să știi dacă ești condus de Duhul Sfânt sau nu, compară-te cu Domnul. Vezi ceea ce făcea El și ceea ce nu faci tu. Pentru că Duhul Sfânt niciodată nu-L conduce pe om departe de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Sfânt a inspirat pe cei care au scris Biblia. Întotdeauna Duhul Sfânt îi conduce pe oameni în conformitate cu acel cuvânt care este scris. Același ghid sfânt care ne ghidează în tot adevărul ne dă și puterea să-i conducem pe alții la acel adevăr minunat. În timp ce ne îndeplinim misiunea sfântă, chemându-i pe oameni și ajutându-i să înțeleagă, avem sprijinul lui în mod special. În fiecare dimineață ar trebui să îngenunchem înaintea Domnului și să reînnoim jurământul de consacrare față de El. Dacă facem așa, Domnul ne va oferi prezența Duhului Sfânt cu puterea Lui înviorătoare și sfințitoare. În același timp, trebuie să fim deschiși la îndrumarea Sa prin luarea unor decizii conștiente. În fiecare zi, noi trebuie să știm ceea ce este bine și totdeauna trebuie să evităm ce știm că este rău. Cum se poate face lucrul acesta? Doar având întotdeauna deschiderea spre călăuzirea Duhului Sfânt. Rugăciunea de dimineață ne așează întotdeauna posibilitatea să alegem să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt. Și atunci Duhul Sfânt ne va spune ceea ce trebuie să facem și ceea ce trebuie să nu facem. Dar dacă noi, în mod conștient, dacă astăzi, în mod conștient, ai știut că nu trebuie să faci acel lucru și totuși l-ai făcut, te-a condus Duhul Sfânt? Dacă nu, atunci este momentul să ceri iertare. Pentru că dacă nu te-a călăuzit Duhul Sfânt, cu siguranță un duh care te urăște și care te înșală este cel care te-a condus să iei decizia de a asculta de ceea ce știai că Dumnezeu nu vrea să asculți. Este important să ne rugăm în fiecare dimineață să fim deschiși la călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră. Toate aceste lucruri, spuneam, au un scop. Și scopul este superb. Este idealul spre care trebuie să privim. Este idealul pe care trebuie să-l realizăm. Adică trebuie să fim pregătiți pentru revenirea Domnului Iisus. Trăim într-o lume frenetică, cu multe nevoi artificiale și distragerea atrăgătoare. Dacă nu suntem atenți, acestea ne pot fura tot timpul și ne pot inversa prioritățile. Exact ceea ce se întâmplă în zilele acestea. Oameni care se pregătesc de sărbătoarea nașterii Domnului, dar care pun accent mai mult pe ceea ce vor cumpăra decât pentru cel sărbătorit. Creștinii din toate timpurile, într-o măsură sau alta, trebuie să fie vigilenți la încercările lui Satana de a-i distrage de la ceea ce contează cu adevărat. În lipsa vigilenței, Domnul Iisus ne spunea: vegheați, vegheați, vegheați și rugați-vă, pentru că Satana dă târcoale și răgnește. Vegheați, vegheați, spunea Petru. În lipsa vigilenței, este cineva care să nu fie în pericolul de a-și îndepărta privirea de la Domnul
și a persista asupra lucrurilor lumești, senzuale, lucruri care în final nu ne aduc satisfacție, ci care în final duc la moartea și la ruina noastră spirituală. Este vreo diferență între pregătirea personală pentru cea de-a doua venire și faptul de a fi gata pentru acel eveniment glorios? Adică, ceea ce consider eu că ar trebui să fac în vederea întâlnirii cu Domnul Iisus și ceea ce fac într-adevăr, este același lucru sau este o diferență între ele? Apostolul Petru scria: prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Iar apostolul Ioan scria: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Și ce frumoasă este sublinierea. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Ce înseamnă să te curățești? Înseamnă că ceea ce aștepți trebuie să și împlinești. Dacă Domnul Iisus ar fi venit astăzi, dacă Domnul ar fi venit astăzi, erai gata să ieși în întâmpinarea Lui? Să mergi spre El și să spui: Doamne, Te-am așteptat. Dacă Tu nu te-ai gândit niciodată la El și la revenirea Lui? Cine are nădejde aceasta, că Domnul vine și că vom fi ca El, începe să se curățească. Curățirea aceasta însă nu înseamnă altceva decât acceptarea ca Duhul Sfânt să scurețe gândurile, să scurețe sentimentele, să scurețe plăcerile, să scurețe valorile. Deseori, noțiunea de pregătire continuă pentru a doua venire devine o scuză pentru amânare. Această noțiune poate fi ușor să determine pe oricine să se relaxeze, după principiul robului rău: stăpânul meu zăbovește să vină. Adică, de unde știi că Domnul vine în timpul vieții tale? De unde știi totuși că Domnul va veni? Un gând inspirat, ca un avertisment, care ne poate ajuta să luăm o hotărâre finală. Marea luptă se apropie. Fiecare veste despre calamitățile de pe mare sau de pe uscat este o mărturie că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. O declară războaiele și veștile de războaie. Oare există vreun creștin a cărui inimă să nu bată mai repede când anticipează marele evenimente care ne stau în față? Domnul vine. Auzim pașii unui Dumnezeu care se apropie. Ce frumos! Ce siguranță! Ce tablou impresionant! Trăiți viața de credință zi de zi. Nu vă îngrijorați și nu vă agitați cu privire la perioada de criză, trăind astfel un timp de necaz înainte de vreme. Nu gândiți: mi-e teamă că nu voi face față zilei celei mari de probă. Voi trebuie să trăiți în prezent. Pentru ziua de azi și atât. Ziua de mâine nu vă aparține. Astăzi trebuie să obțineți biruința asupra sinelui. Astăzi trebuie să luptați lupta cea bună. Astăzi trebuie să credeți că Dumnezeu vă binecuvintează. Pe măsură ce obțineți biruința asupra întunericului și a necredinței, veți îndeplini cerințele învățătorului și veți deveni o binecuvântare pentru cei din jurul vostru. Este vreo perspectivă mai frumoasă decât aceasta? Să devii binecuvântare pentru cei din jur? Este ceva mai plăcut decât să vezi că Domnul îți dă biruința asupra păcatului? La aceasta suntem chemați. Aceasta este perspectiva biblică
cu privire la starea omului în viață. Trupul trebuie să devină templu al Duhului Sfânt. Gândul trebuie să fie asemănător cu gândul Domnului Hristos. Cu ce scop? Cu scopul de a fi gata la momentul revenirii Domnului Isus. Cum se poate lucrul acesta? Prin supunerea călăuzitoare a Duhului Sfânt. A treia persoană a Dumnezeirii este mângâietorul pe care Domnul Isus l-a trimis pentru mine, pentru fiecare dintre noi. Dacă vrei să faci lucrul acesta, Duhul Sfânt nu este departe de tine. Dar nu amâna, ci astăzi. Astăzi trebuie să obții biruința asupra plăcerilor. Astăzi trebuie să alegi să lupți lupta cea bună. Astăzi trebuie să crezi că Dumnezeu te binecuvintează. Așteaptă binecuvântarea, acceptă-o și păstrează-o pentru slava Lui. Amen.